Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Soprana spaniolă Montserrat Caballé, alături de care Freddy a cântat Barcelona, faimosul hit Barcelona, spunea de pildă, citez: tehnica lui era uluitoare, cânta cu un simț incisiv al ritmului. Plasarea vocală era foarte bună și putea trece fără efort de la un registru la altul. De asemenea, avea o mare muzicalitate. Frazele sale muzicale erau subtile, delicate și dulci sau energice și izbitoare. Era capabil să găsească culoarea sau nuanța expresivă potrivită pentru fiecare cuvânt. Ce frumos! Și iată doar o mostră din energia lui fenomenală. O interacțiune cu zecile de mii de participanți, peste 70.000 de oameni, pe Wembley, la faimosul concert Live Aid de pe Wembley din 1985. La un moment dat, Freddy, cea mai cunoscută, da, începe să vocalize, da, vocalizeze cu publicul, interacționează cu publicul și se joacă cu cei 70.000 de oameni. Bă, acum, paranteză, îți dai seama ce se întâmplă, ce minte trebuie să ai, cât de sigur pe tine trebuie să fii ca să nu iei razna când ai 70-80.000 de oameni în fața ta care fac exact ce le spui, cântă exact cum le spui. Cred că te simți zeu, cred că este o adrenalină uluitoare momentele alea. Eu am deci... pățit. S-a pățit, da. La live pe plajă, da. Momentul EO. Asta denotă că nu făcea nimic deosebit, că ai văzut că toți făceau la fel. Freddy dirige 70.000 de oameni pe Wembley, dar aparent Freddy n-a fost întotdeauna atât de bun. Recent Brian May și Roger Taylor, adică, mă rog, chitaristul și bateristul Queen, au participat la o lansare a unui album și au povestit cum era Freddy când l-au cunoscut la începuturile trupei și descrierea pare a unui cântăreț foarte, foarte diferit. Roger Taylor a spus așa, că în perioada de început, atunci când Queen căuta un stil propriu, Freddy suna, citez, groaznic, precum o capră energizată. Deci nu mi-aș fi imaginat niciodată că cineva ar fi putut să-l descrie pe Freddie Mercury drept o capră pe energizată. Citez: nu cred că îți dai seama, spune Roger Taylor în dialogul cu reporterul, cât de groaznic suna înainte, ca o capră cuprinsă de frenezie. Mamei i-a picat fața când l-a auzit. Iar Brian May a spus că la început Freddie Mercury, citez, nu avea măsura instrumentului său și alerga mult în toate direcțiile și țipa mult. Era ca o forță nestăvilită, a mai spus Brian May, dar s-a corectat repede când și-a auzit vocea redată într-un studio, s-a speriat el de el însuși, a spus că nu asta era ceea ce își dorea și s-a calibrat după aceea și Brian May a încheiat. Din fericire, până la urmă s-a dovedit a fi minunatul nostru Freddy, pe care nu-l vom uita niciodată, a devenit o forță colosală, capabilă să conecteze mii de oameni aflați pe stadioane în orice colț al lumii. Asta despre Freddy. Am vrut să vă spun povestea asta, că mi se pare fascinant cum un tip atât de talentat, atât de, cu o voce atât de recognoșibilă, a putut fi la început o bijuterie nefasonată, un diamant nefasonat, brut, care nu putea să-și controleze vocea, atât de puternică era. Și să încheiem cu o bombonică audio. Mai e timp? Avem timp, da? O să vă dăm una dintre, o să difuzăm acum una dintre piesele Queen în care se poate simți cel mai bine strălucirea vocii lui Freddie Mercury. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.